Dragilor, bine v-am regăsit! Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, un invitat special. Este vorba despre Angelica Marinescu, doctor în sociologie și științele comunicării, cercetător asociat în cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române. Între anii 2017-2020, Angelica Marinescu a fost bursieră a Guvernului Indiei. De asemenea, a fondat Festivalul Culturii Indiene Namaste India în anul 2009, în colaborare cu Iuliana Das, la sugestia atașatului cultural de la acea vreme, domnul Manohar Lal. Iată așadar multă experiență în organizarea acestui frumos festival Namaste India, despre care vom povesti astăzi. De asemenea, aș vrea să vă spun, dragi cititori, în desfășurare, în derulare pe site-ul editurii Herald există o campanie online de promovare a culturii indiene, așadar acolo veți găsi foarte multe cărți referitoare la cultura și la spiritualitatea din spațiul hindus. Și aș vrea să vă menționez faptul că sâmbătă și duminică, 25 și 26 iunie, va avea loc la Casa Universitară cea de-a 13-a ediție a festivalului Namaste India. Editura Herald va avea un eveniment, vom organiza un eveniment între orele 15:30-16:30, un eveniment dedicat unor autori. Este vorba despre trei autori: Nisar Gadatta Maharaj, cu o noutate editorială, Eu sunt acela, de asemenea Ramana Maharshi și Jiddu Krishnamurti. Angelica, mă bucur foarte mult și sunt onorat de prezența ta la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, să vorbim despre acest festival minunat care își reia activitatea după 2 ani de absență. Știu că a mai existat în primăvară o altă ediție, dar iată, probabil că lumea are simțit absența acestui festival desfășurat în fiecare vară. Un festival important de promovare a culturii indiene în spațiul românesc. Ce ne poți spune despre această ediție, această 13-a ediție a festivalului Namaste India? Bună dimineața, Namaste! Mulțumim pentru invitația de a vorbi despre acest festival. Mulțumim domnului Sorin Luca și editurii Herald, care sunt parteneri de lungă durată ai festivalului. Festivalul se reia în aer liber după 2 ani, pentru că a fost această perioadă extrem de dificilă. Ne-a lipsit și nouă. Eu am fost în India, m-am întors în 2021 și de-abia anul acesta, în primăvară, am făcut o ediție la Biblioteca Națională. Ea a durat 2 săptămâni, dar nu a fost foarte extinsă, nu a fost foarte vizitată de public, deși am avut o participare mai importantă decât ne așteptam. Și aceea ca toate edițiile festivalului, și această ediție se află sub înaltul patronaj al Ambasadei Indiei în România și mulțumim în mod special excelenței sale, domnul ambasador Rahul Srivastava și întregii echipe de la ambasadă care ne susțin. Vor fi 2 zile care au loc în aer liber la Casa Universitarilor. Va fi, ca de obicei, un târg cu produse artizanale indiene, așa cum am făcut în fiecare an. Va fi yoga, vor fi evenimente legate de Ayurveda și sănătate, educație pentru sănătate, legate de, bineînțeles, și integrate în cultura și spiritualitatea indiană. Vor fi ateliere de limbi care aparțin spațiului indian, sanscrită, hindi, bengali și chiar și tamil anul acesta, datorită uneia dintre membrele noi diaspora din România, Hema Divakaran, care de asemenea va avea și un atelier de dans clasic, Bharatnatyam. Vor fi povești de călătorie, va fi, bineînțeles, o defilare de sariuri organizată de doamna Carmen Pezantes,
care este specialist în cultura indiană și de-abia așteptăm să vedem din nou aceste minunății ale culturii indiene. Va fi o importantă lansare de carte, o traducere a Mitei Boss din Mihail Sebastian Steaua fără nume, făcută de doamna Carmen Mușat Coman. Vom avea și demonstrații de dans Bollywood și concerte de muzică devoțională. Cam asta, festivalul va avea loc de dimineață, de la 9 seara până, de la 9 dimineața până la 8 seara, sâmbătă și duminică. Aș vrea să ne împărtășești puțin despre experiența ta în India și experiența pe care ai avut-o cu spațiul culturii și spiritualității indiene. M-am apropiat de India mai întâi aici în România pentru că, dintr-o întâmplare neîntâmplătoare, am început să cunosc membrii ai diasporei indiene din România. Ne-am împăcat foarte bine și așa am ajuns să cunosc membrii ai ambasadei, să învăț dans mai întâi aici și cu încetul să organizez acest festival cu suportul ambasadei. Din 2013 a fost susținut și de Ministerul Turismului și de Ministerul Culturii, deci a reușit așa cu încetul să-și găsească un spațiu și formal și informal. În 2017, am început de fapt să aplic din 2016 pentru o bursă, de-abia în 2017 am reușit să o obțin în zona de est a Indiei, într-un stat care se numește Odisha, lângă Bengal. Și am avut parte de training intensiv în dans clasic indian, atât teoretic cât și practic. Nu a fost deloc ușor, dar a fost foarte interesant. E o metamorfoză prin care cred că treci numai în spațiul indian, dacă ai această oportunitate. Dar dat fiind că eu sunt cercetător de felul meu, am profitat de acești 3 ani și am făcut cercetări, mai ales asupra templelor, pentru că mă aflam în Bhubaneswar, care este cunoscut ca orașul templelor. Sunt încă peste 700 de temple care pot fi vizitate, construite în perioada medievală. Sunt spectaculoase și am fost fascinată de ele și de viața lor. Ele sunt încă vii și păstrează sau au reînnoit ritualurile hinduse. Este o efervescență spirituală incredibilă în Bhubaneswar. Și dincolo de artă și religie, am mai fost fascinată de zona tribală. Există o importantă populație tribală, mai ales în zona muntoasă a statului Orissa și nu numai, se întinde către Assam și toată India, de fapt, are încă populație tribală. Am reușit să coordonez niște ediții de reviste academice împreună cu distinsul antropolog și profesor Prasanna Kumar Nayak. Am colaborat de asemenea cu profesorul emerit Jitendra Nayak pentru a realiza câteva cercetări în zona budistă a Orisei, care are de asemenea un important patrimoniu budist și maritim. Există chiar un institut de cercetare în zona maritimă și budistă a Orisei, cu care am colaborat. Iar cu domnul Jitendra Nayak, care conduce un institut care se numește Siksha Sandan, am colaborat de asemenea pentru realizarea unor ediții legate de dansul, de dans, nu numai în India, ci și în Asia. Am încercat să fac să fie o experiență fecundă și să încerc să aduc cât mai mult din India în România. Încă nu am publicat tot ce am pregătit, sper să reușesc să fac asta. De ce crezi că sunt românii, normal nu toți, nu generalizăm, dar de ce crezi că sunt românii pasionați de spațiul culturii și spiritualității indiene?
Cred că avem mulți dintre noi nevoie de această spiritualitate, care ni se pare că ne dă o libertate mai mare decât alte forme de spiritualitate. E mai plină de povești și mitologie. E un spațiu, bineînțeles, exotic. Avem această legătură cu opera lui Mircea Eliade, cred, care este foarte importantă. Cred că ține, da, de apropieri culturale care sunt mai de lungă durată, de la Eminescu, să spunem, Blaga, și asta cred că și creștem cu ele și rezonăm foarte bine cu toate aceste idei. Da, cam asta. Eu sunt acela, Dialoguri despre Absolut, este cartea lui Nisargadatta Maharaj, una dintre cărțile lansate la evenimentul de sâmbătă 25 iunie alături de Ramana Maharshi și Jiddu Krishnamurti, și aș vrea să spun câteva cuvinte, mai ales pentru că este o noutate editorială. Eu sunt acela, cartea lui Nisargadatta. Nisargadatta s-a născut în 1897 în India, în Bombay, Mumbai. Totuși, atunci când era întrebat, el răspundea afabil că nu s-a născut niciodată. Nimic din viața obișnuită de până la vârsta maturității nu ar fi prevăzut afinitatea sa pentru filosofia Advaita Vedanta și nici avergura ființei sale spirituale de mai târziu. Nisargadatta nu obosește să repete pe tot parcursul acestor convorbiri pline de mie spiritual, cum că tot efortul său nu a constat decât în a asculta și a crede cuvintele gurului său, care l-a asigurat că este nemuritor și nenăscut. Iată, Eu sunt acela a fost publicată pentru prima dată în anul 1973 și de atunci nu încetează să atragă mereu și mereu alți căutători dornici de a atinge realizarea sinelui. Pentru că am pomenit puțin mai devreme despre aceste trei nume, Jiddu Krishnamurti, eliberarea de cunoscut, despre educație, de asemenea Ramana Maharshi, opere complete, trăind după învățătura lui Bhagavan, iată acum Eu sunt acela, Nisargadatta Maharaj. Cât de important sunt acești autori, acești maestri spirituali pentru cititorii din România? Cred că rămân de importanță majoră pentru a te apropia de cultura și spiritualitatea Indiei și mă bucur de multă vreme că editura Herald face această muncă de traducere și de publicare a unor opere excepționale ale culturii, spiritualității și literaturii indiene și sper să ajungă la cititori să absoarbă această parte sau cât mai mult din partea bună și luminoasă a culturii indiene și transformatoare. Cred, pentru mine, această metamorfoză pe care ți-o poate oferi India și spațiul indian, spiritualitatea ei atât de complexă și de dificil de înțeles adesea pentru, chiar și pentru cei care aparțin acelui spațiu, dar pentru cei care nu aparțin, care nu sunt născuți în acel fel de gândire și de abordare a fenomenelor naturale, sociale, spirituale. Deci da, sunt porți de intrare importante, bune, frumoase, care ne apropie nu numai de India și de spațiul ei cultural și spiritual, ci și de noi înșine. Dragilor, a fost astăzi alături de noi într-o, i-aș spune, o călătorie, un periplu spiritual în India. Angelica Marinescu, cum spuneam, doctor în sociologie și științele comunicării, cercetător asociat în cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române și fondatoare împreună cu Iuliana Das a acestui frumos eveniment, Festivalul Culturii Indiene Namaste India, început în anul 2009, aflat, iată, la cea de-a 13-a ediție. Așadar, vă invităm cu mare drag în zilele de sâmbătă și duminică 25 și 26 iunie la Casa Universitarilor, la Festivalul
Namaste India, unde editura Herald va avea, începând cu ora 15:30, sâmbătă 25 iunie, un eveniment dedicat culturii și spiritualității indiene. Eveniment reprezentat de trei autori, este vorba despre Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi și Jiddu Krishnamurti. Îi mulțumim foarte mult, Angelica Magnescu, pentru informațiile extrem de utile și de prețioase. Să ne revedem cu bine la Namaste India. Vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!